Guvernul german a indicat că președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat miercuri pe cancelarul Olaf Scholz că Europa poate continua să plătească gazele rusești în euro și nu în ruble, așa cum ordonase recent Moscova. Germania a declanșat miercuri un plan de urgență care ar putea duce la raționalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeană, dacă cererea Rusiei de a plăti cu ruble combustibilul livrat va duce la întreruperea sau oprirea furnizării. Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stephen Hebestreit, a indicat că Putin l-a asigurat pe Scholz că plățile Europei luna viitoare vor continua să fie în euro și transferate ca de obicei la Gazprom Bank, care nu este lovită de sancțiuni și că aceasta se va ocupa de conversia în ruble. Hebestreit a adăugat că președintele Putin subliniase că nimic nu se va schimba pentru partenerii contractuali europeni, când noul sistem de plăți cerut de Moscova va intra în vigoare la 1 aprilie. Cancelarul Scholz nu a acceptat această procedură, dar a cerut informații în scris pentru a o înțelege mai bine, a subliniat purtătorul de cuvânt, potrivit AFP, preluată de Agerpres. Ceea ce G7 a convenit rămâne, livrările de energie vor fi plătite exclusiv în euro și în dolari, așa cum este indicat în contracte, a asigurat el. Kremlinul făcuse public anterior propriul rezumat al convorbirii, indicând că Putin i-a spus lui Scholz că cererea Moscovei ca Europa să treacă la plata gazelor în ruble nu trebuie să ducă la o deteriorare a condițiilor contractuale pentru societățile importatoare europene. Președintele rus a anunțat săptămâna trecută că Moscova nu va mai accepta decât rubla ca mijloc de plată pentru livrările de gaze naturale către țările neprietenoase, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene. Germania a ridicat miercuri nivelul de alertă al planului său de urgență pentru gaze, de teama că Rusia va întrerupe aprovizionarea dacă țările occidentale refuză să plătească în ruble. Exprimându-se în numele miniștrilor energiei din G7, germanul Robert Habeck a declarat luni că cererea rușilor constituie o încălcare unilaterală și manifestă a acordurilor existente. Kremlinul a declarat miercuri că Rusia nu va cere imediat cumpărătorilor săi de gaze naturale să plătească în ruble pentru moment. Plățile și livrările sunt un proces care necesită timp, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Editor BP.